Sau așa, și așa. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, ne dă-o astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului, în al preacuvioase Părinte, binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu Său har și cu Său iubire de oameni, totdeauna, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă rog să ne așezați. Mulți stimate domnule profesor Gabi Gova, în altă curioase părinte Arhimandru, vicar al Arhiepiscopiei, Aradului, nu te știu ce faci, că... Onorați și distinși invitați, dragii mei credincioși, stimați invitați din alte parohii, invitații mei colegi, preacucernici, părinți, avem în seara aceasta deosebită bucurie ca să îl primim în mijlocul comunității noastre pe un mare mărturisitor al credinței noastre ortodoxe în întreaga lume, despre a cărui biografie desigur că vă va spune mai multe părintele vicar. Eu doresc doar să spun că astăzi l-am ascultat pentru prima oară pe distinsul mărturisitor al credinței noastre la Universitatea Vasile Goldiș, la Facultatea de Medicină. Domnia sa a conferențiat în fața studenților mediciniști și nu numai și ecourile conferinței și ale gândurilor sale au fost receptate în modul cel mai deosebit. În seara aceasta, domnia sa ne va vorbi despre unitatea bisericii, unitatea bisericii creștine și ortodoxe în fața provocărilor lumii de astăzi. O lume în care de multe ori simțim ostilitate, o lume în care de multe ori se adeveresc cuvintele Mântuitorului că nu îl iubește această lume pe Hristos și ca atare nici noi nu suntem iubiți. În această lume însă Biserica lui Hristos merge mai departe pentru că biserica nici porțile iadului nu vor birui. Salutându-l de bun venit în numele dumneavoastră al tuturora și personal, am încrederea că vom realiza o comuniune sufletească. Am convingerea că ne vom aminti mereu de domnia sa și de asemenea că își va aduce aminte de această seară petrecută aici împreună cu noi. Preacuvioase Părinte Vicar, vă dau cuvântul și vă salut încă o dată de bun venit
mulțumindu-vă pentru că ați fost cel care ne-ați mijlocit această întâlnire. Doresc succes de plin acestei conferințe. Dumnezeu să ne ajute. Nu funcționează. Ceva trebuie să nu. Speră să fie numai asta. Da. Pot să vorbim. Preapucernice Părinte Paroh, stimate Părinte Profesor David Goa, cinstiți părinți, iubiți credincioși, dragi copii. Între două universități din Istanbul, Universitatea Erdogan, unde a petrecut câteva zile domnul profesor, și o Universitatea Galatasaray, unde va fi săptămâna viitoare. Iată, domnul profesor David Goa este în mijlocul nostru. Și atunci, împreună cu prietenul meu de la Oradea, Florin Tomoiagă, ne-am gândit că ar fi foarte bine să revină în România. Deci, profesorul David Goa a revenit iarăși între prieteni. E foarte greu să-l descriu pe părintele profesor în câteva cuvinte, după o carieră atât de bogată, peste 3 decenii, în care principala sa activitate a fost aceea de a pune biserica într-un context contemporan, de a crea un dialog între universitate și viața publică, și și-a asumat singur, printr-o muncă și o perseverență de o viață, fondarea unor institute pe continentul nord-american de dialog între universitate și viața publică, dintre biserică și societate. Sigur, pe România a întâlnit din tinerețe, în timpul studiilor sale la Chicago, unde Mircea Eliade i-a fost profesor, și am avut bucuria să aud de la domnia lui chestiuni unicate, de exemplu, o chestiune majoră pentru a-l înțelege pe Mircea Eliade. S-a întâmplat când un tânăr reporter de la New York Times a venit și a luat interviul lui Mircea Eliade în prezența domnului profesor Goa, atunci tânăr. Și au vorbit, desigur, despre religii, despre filozofia religiilor. Și, sigur, remarca lui Mircea Eliade la sfârșitul acestui dialog a fost la interogația reporterului: domnul meu, eu nu am vorbit despre Dumnezeu, ci despre religii. Asta arată că gânditorul nostru avea mare respect pentru o dimensiune tainică a lui Dumnezeu. Pentru că nu e simplu să vorbești despre Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu. O altă caracteristică importantă a profesorului David Goa este faptul că tot ce a trăit ca și copil, experiența de copil cu mama sau cu tata, istoria familiei lui, a înțeles-o într-o mână a providenței lui Dumnezeu. Și fiecare eveniment din familie l-a interpretat prin providența lui Dumnezeu. De aceea s-a născut binecuvântat într-o familie în care cuvântul lui Dumnezeu era în centrul reflexiilor tatălui lui, într-o casă în care ne spune și ne repetă că se discuta doar politică și întâi de toate creștinism. Sigur, a avut o deschidere extraordinară spre dialog. A moștenit această capacitate de a dialoga. Și dincolo de o creație, de o operă foarte bogată, importante lucrări, și de o muncă în Universitatea Alberta,
sau de implicare în orașul Edmonton în alte activități. Munca apreciată cu numeroase premii la nivel internațional. Profesorul David Goa este o persoană dulce, este o persoană caldă, este o persoană care l-a făcut în timp, dincolo de cariera universitară, l-a făcut un ambasador al păcii, un mediator între culturi, între instituții. Și, sigur, reușita pe plan local și implicarea în programe culturale practice și în cunoașterea comunităților religioase a făcut ca viața să îl pună în foarte multe provocări. Și aceste provocări au venit din faptul că autoritățile din Canada sau instituțiile din Canada a crezut în calitatea sa de profesor, de profesor apropiat, de prieten apropiat cu studenții, dar și omul care totdeauna a văzut chipul lui Dumnezeu în celălalt și a putut să cunoască celelalte religii. De aceea, studenții străini care veneau din diferite religii în Canada au văzut cărțile lui ca cărți de corolar, de îndreptare și de criteriu de comportament într-un stat atât de pluralist ca și Canada. Oricum, calitatea sa de mediator l-a făcut să își asume și autoritățile federale din Nordul Americii să-i consacre câteva misiuni extraordinare. Astfel încât și astăzi, ca o consecință a acestor realizări, face o muncă pastorală, să spunem, oferind asistență religioasă în toate închisorile de maximă siguranță din Canada, unde obiectul muncii sale sunt cazuri, sunt istorii personale dure, grele a unor oameni, nu numai certați cu legea, dar oameni care au manifestat o violență sau chiar au părtășit un anumit gen de terorism. Și vă dați seama de misiunea și de valențele directe ale unui om care a ajuns să facă o asemenea misiune. Așa că cine citește agenda geopolitică a auzit, de exemplu, de închisorile de maximă siguranță din Guantanamo, unde Armata Federală Americană și-a dus foarte mulți arestați implicați, sigur, în terorismul religios sau în alte fapte de violență mondială. A avut misiune acolo, deci vă dați seama că profesorul David Goa nu este un simplu catehet, nu este un simplu profesor care își repetă la curs ideile și care le citește dintr-un dicționar. E un profesor care nu s-a limitat la o teză de doctorat, e gânditorul care nu s-a limitat la o carte, ci e omul de suflet care a știut ca mari profesori pe care i-a avut, mari înaintași, să-i ducă mai înainte și să aducă un aport deosebit prezenței și mărturisirii ortodoxe în lume. Nu e puțin lucru să fie invitat, de exemplu, cum a fost acum în Turcia, la conferințe în care cei mai buni profesori de credință islamică au venit să creeze un simpozion, de fapt al doilea simpozion internațional, oameni care predau religie islamică la alți sute și mii de profesori în Turcia. Și domnia lui a fost invitat acolo pentru a vorbi despre educația religioasă. Și nu e puțin să auzi o opinie de la un dascăl ortodox într-un context de acest gen islamic. Și asta poate să o facă doar persoana care înțelege ce este dialogul viu și persoana care înțelege că celălalt din față e echipul lui Dumnezeu. Eu sunt chipul lui Dumnezeu și dialoghez cu chipul lui Dumnezeu.
Sigur, trebuie să fii dotat, să fii înzestrat cu aceste lucruri, pentru că după experiența unora dintre noi care a mai petrecut școala prin afară, ne-a fost foarte greu să ne acomodăm doar la nivel de program. Transmitem să ne asumăm punți de dialog. A fost și experiența mea în afară, când noi, mare parte, ortodoxi și tot timpul eram dispinați și era greu să avem o opinie comună. Asta și în spațiul universităților. Deci, nu trebuie să vă surprindă diversitatea. Face parte din dimensiunea bisericii. Biserica este una, are unitate, dar și are o diversitate. Sigur, e bine să nu ajungem la uniformitate care nu e de dorit. Astăzi, prin lucrarea Duhului Sfânt, dar și prin iubirea Domnului David Goa, este aici, a avut zile pline, are deja prieteni la Oradea, îl știu studenții, știu studentele, îl cunosc profesorii și iată a revenit și la Arad pentru a fi astăzi aici. La prânz am fost la Universitatea Vasile Gordici, la Facultatea de Medicină, unde sigur a avut o temă foarte, foarte interesantă, dar o temă universală, fiecare dintre noi suntem puși cum ne comportăm în fața suferinței. Poate mai mult un personal medical sau medici în persoană. De dimineață am fost și la Școala Sfântului Ierarh Nicolae și a fost, mă rog, de bună augur pentru că am dorit să înceapă din atmosfera curățeniei copiilor, dar copii care la 6-7 ani cântă cu bine se cu adevărat. Prima mea surpriză, când am fost la studii în Grecia, am fost să mă duc în parohii și să văd cu rală de copii la 7-8 ani care cântă cuvinte cu adevărat. Așa că au cântat un cuvinte cu adevărat foarte frumos, dar și mai frumos au cântat roparul Sfântului Ierarh Nicolae. Deci, sigur, toate se întrepătrund. Am avut și interviu astăzi în curtea Mănăstirii Bodrog, despre lucruri foarte frumoase. Mâine o să avem iarăși interviu filmat la muzeu, muzeul din Arad. O să mai vizităm și parohia Cintei, iar duminică vom fi la Capela Facultății de Teologie, pentru a vedea și concret comunitatea care se adună în sinaxă liturgică. De aceea, pentru că se vorbește despre biserică în seara aceasta, doresc să adresez mulțumirii întregii comunități ai parohiei de aici și mă bucur că iată revenim din nou în Centrul Cultural Sfântului Ierarh Nicolae din Bujac, unde acum un an a început un aspect deosebit din Anglia. Iată, se repeta un aspect deosebit și cu siguranță faptul că ați venit aici o să vă oferă multe gânduri și multe idei spre reflexie când veți merge acasă. Profesor David Goa, bine ați venit în Centrul Cultural Pastoral Sfântul Ierarh Nicolae. Nu funcționează. Good evening. Bună seara. May the words of my mouth and the meditations of my heart fie ca cuvintele din gura mea și ca gândurile inimii mele be acceptable to you, O Lord.
să fie primite de tine, o Doamne. Obviously you love your parish priest and Father Theophan. You have come. I am deeply touched to have the chance to speak and to think with you about something that I hold precious. Cu siguranță îl iubiți pe preotul dumneavoastră paroh și pe Părintele Teofan. Sunt foarte bucuros să pot să vorbesc cu dumneavoastră și să împărtășesc ceva ceea ce cred că este valoros pentru noi toți. I have spent most of my life teaching people who were either atheists or they did not have any good feeling for the church. Am petrecut aproape întreaga viață predându-le unor oameni care erau fie atei, fie nu aveau aproape niciun fel de sentiment religios. And it is a privilege to do that. Și e un privilegiu să poți să ai ocazia să faci asta. But tonight I am here. Dar în seara aceasta sunt aici. In the context of my Orthodox brothers and sisters. În mijlocul fraților și surorilor mei ortodoxi. So I'm going to indulge myself. Așa că am să mă complac puțin. I want to think a little bit with you, speak a little bit with you about the ecclesia, the church. Și aș vrea să vorbim puțin împreună și să ne gândim puțin împreună la eclezia, la biserică. What is the church? Ce este biserica? I grew up in a lovely Protestant church. Am crescut într-o minunată biserică protestantă. And in that church, we knew that the only Christians were the ones in that church. Și în acea biserică noi știam, eram învățați că singurii creștini sunt din acea biserică. I thought that odd. Mi s-a părut ciudat lucrul ăsta. But it was the way many thought. Dar așa gândeau foarte mulți. The great, wonderful church father Maximus the Confessor. Extraordinarul părinte al bisericii Maxim Mărturisitorul has written so profoundly about the meaning of the ecclesia. A scris atât de profund despre ce înseamnă cu adevărat, care este sensul conceptului de eclesia. About the mystery of the church. Despre misterul ce se află în centrul bisericii. You all have seen icons in which the mountains are rising up. Ați văzut desigur cu toții icoane în care munții se înalță către cer. That is a kind of reference to what Maximus writes about so well. Este un fel de referință legat de ceea ce Sfântul Maxim scrie atât de bine. And what Gregory of Nyssa, our wonderful Cappadocian church father, wrote about so well. Și despre care Grigorie de Nisa, extraordinarul nostru părinte capadocian, a scris de asemenea foarte bine. Both of them have said that the whole of the cosmos is held together by God's grace. Amândoi au scris că întregul univers este ținut la oaltă de harul lui Dumnezeu. The whole of the cosmos is the energy of God. Întregul univers este energia lui Dumnezeu. It is an amazing thing to think about, to contemplate. Este un lucru extraordinar pe care poți să-l contemplezi, pe care poți să-l gândești. So for Maximus the Confessor, the highest level of the ecclesia, that is the largest
picture we have of it is in fact the cosmos itself. Pentru Sfântul Maxim Mărturisitorul, cel mai înalt nivel al conceptului de eclezie, cea mai clară imagine pe care o putem avea despre el, este universul însuși. All of creation is the place of the presence of the Holy Spirit. Întreaga creație este locul prezenței Sfântului Duh. So we have nothing to fear. Așa că nu avem nimic de care să ne temem. We have everything to rejoice over. Avem doar lucruri de care trebuie să ne bucurăm. And then if you come down to the next layer of Maximus's thinking about the ecclesia. Și dacă coborăm puțin la următorul nivel al gândirii Sfântului Maxim despre eclezia. This is the beginning of the human story. Este începutul poveștii omenești, poveștii umane. We hear that the ecclesia, the gathering, auzim că eclezia, adunarea, comunitatea, includes all those human beings from Adam to the last human being at the end of life. Include toate ființele omenești, începând cu Adam și până la ultimul om la sfârșitul istoriei. All those human beings who have uttered words of praise. Toate ființele omenești, toți oamenii care au murmurat vreodată cuvinte de rugăciune. Words of thanksgiving. Cuvinte de recunoștință. Words of wonder. Cuvinte de uimire, mirare. All those human beings who have acted with mercy and compassion. Toate ființele omenești, toți oamenii care au acționat vreodată cu milă, cu empatie. Because all of those words and actions are a response to the Holy Spirit. Pentru că toate aceste cuvinte și acțiuni sunt de fapt un răspuns la chemarea Sfântului Duh. And it is wonderful to realize that there have been people who have said those words, who have acted that way, who never knew the revelation that we have been given. Și este minunat să-ți dai seama că au existat oameni care au spus acele cuvinte, care au acționat în acel mod, dar care nu au cunoscut niciodată revelația pe care nouă ni s-a dat. But as the Apostle Paul says so beautifully, it is written on the hearts of all human beings. Dar după cum spune Apostolul Pavel atât de frumos, această revelație este scrisă în inima fiecărui om. And then the next layer of the ecclesia. Și apoi în următorul strat a ceea ce înseamnă eclesia. We think of our Jewish brothers and sisters. Ne gândim la frații și la surorile noastre evrei. We think of Jesus religious community. Ne gândim la comunitatea religioasă a lui Isus. We think of Abraham having that inkling, having that thought that he could worship the God which is above all other sacred things. La acea intuiție a lui Abraham, care a realizat că ar putea să aducă slava celui Dumnezeu care se află deasupra tuturor lucrurilor. And so we have the beginning of the unfolding of the biblical revelation which we stand on. Și astfel avem începutul desfășurării acelei revelații biblice pe care noi ne bazăm, pe care stăm. And there is a beautiful lesson in the Torah, in the Hebrew Bible. Și apoi există o minunată lecție în Torah, în Biblia ebraică. I have had the privilege of studying all the great religions of the world. Am avut privilegiul de a studia toate marile religii ale lumii. And each of them has a brilliance. Și fiecare dintre ele are strălucirea ei. But in no other sacred text do we find what we find in the Torah. Dar în niciun alt text sacru nu găsim ceea ce găsim în Torah. It is at once
a revelation of the God of love and mercy. Este simultan o revelație a Dumnezeului iubirii și al iertării. The God that woos us. Dumnezeul care ne cheamă. Calls us back to our deepest self. Ne cheamă înapoi spre sinele nostru cel mai profund. And it is at the same time, and perhaps for that very reason, the most human of texts. Și este poate din acest motiv cel mai uman dintre aceste texte. I sometimes think there isn't one family in the Hebrew Bible you would want as a neighbor. Câteodată mă gândesc că nu există absolut nicio familie din Biblia ebraică pe care v-ați dori o să o aveți drept vecini. Yet, și totuși, they are players in God's revelation. Și totuși ei sunt actori în revelația lui Dumnezeu. Obviously, the God of the Hebrew Bible loves the human being whatever their condition. În mod evident, Dumnezeul Bibliei ebraice iubește pe oameni indiferent de condiția lor. And then, and only then, down, 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 we come to the Gospels. Și de-abia apoi, la următorul nivel, ajungem la Evanghelie. This text that we treasure above all else. Acest text pe care noi îl prețuim mai presus de toate celelalte. And there we meet. Și acolo îl întâlnim. The fullest expression of what it means to be a human being. Întâlnim cea mai deplină expresie a ceea ce înseamnă cu adevărat să fii o ființă umană. And there we meet all we need to know of God. Și acolo găsim tot ceea ce trebuie să știm despre Dumnezeu. The rabbi from Nazareth. Rabinul din Nazaret, învățătorul. The fullest expression of the human nature. Cea mai deplină expresie a naturii umane. And the fullest expression of the divine nature. Și cea mai deplină expresie a naturii divine. And why? Și de ce oare? Well, because the Gospels are a new story about the story in Genesis as how the human nature came to be. Și asta pentru că Evanghelia sunt de fapt o nouă poveste a poveștii, o nouă versiune a poveștii din Geneva, din Geneza, în care ne spune cum a ajuns natura umană să fie ceea ce este. You know the beautiful words. Știți cuvintele extraordinare? And God made man. Male and female created he them in his image and likeness. Și Dumnezeu a făcut omul, bărbat și femeie, i-a făcut pe ei după chipul și asemănarea sa. And then as the Orthodox tradition has articulated far more clearly, it seems to me, than anyone else. Și apoi, după cum tradiția ortodoxă a articulat cu mult mai mare claritate, îmi pare mie, decât oricine altcineva. We forgot that we were the image of God. Noi am uitat că suntem chipul lui Dumnezeu. We fell out of touch with it. Am pierdut contactul cu el. We started to think we were something else. Am început să credem că suntem altceva. Satan, the most cunning of creatures, Satana, cea mai vicleană dintre creaturi, told two lies. Ne-a spus două minciuni. To our mother Eve, our father Adam. Ne-a spus aceste două minciuni mamei noastre Eva și tatălui nostru Adam. He said, "Is there anything you should not eat of?" Le-a spus, este ceva aici ce nu aveți voie să mâncați? Oh, there is that tree. Este acel copac. The tree, and listen to what it's called.
of the knowledge of good and evil. Copacul, și fiți atenți cum este numit, copacul cunoașterii binelui și răului. And then he said, "Ah, God, you know, he's jealous. If you eat of the tree, you will become like him." Și apoi a spus, "Ei, Dumnezeu, după cum știți, e gelos. Dacă veți mânca din acel pom, veți deveni la fel ca el." Knowing good and evil. Cunoscând binele și răul. The first lie. Prima minciună. They already were like God. Ei erau deja ca Dumnezeu. The second lie. Cea de-a doua minciună. That God knows good and evil. Că Dumnezeu cunoaște binele și răul. There is lots of dispute about this in Christianity. Există o grămadă de dispute, de polemici legate de acest subiect în creștinism. But I'm with Maximus and Gregory and many others. Dar eu sunt de partea lui Sfântului Maxim și a lui Grigorie de Nisa și a multor altora. And the Apostle Paul. Și a Apostolului Pavel. In God there is no death or dying. În Dumnezeu nu există moarte. God is the God of life. Dumnezeu e Dumnezeul vieții. He is not Osiris in Egypt. Nu este Osiris în Egipt. The God of death. Zeul morții. The only way Adam and Eve, the only way each of us, because that is a story about each of us. Singurul mod în care Adam și Eva și singurul mod în care fiecare dintre noi, pentru că asta este o poveste care ne se adresează tuturora. The only way we can eat of the apple. Singurul mod în care putem. We're offered it every day. Care ne este oferit în fiecare zi. Is if we forget who we are. Este dacă uităm cine suntem. And if we think we are not enough. Și dacă cumva ajungem să credem că nu suntem suficienți. If we think we need something. Dacă credem că suntem deficienți, că avem nevoie de ceva. We need nothing. Nu avem nevoie de nimic. God made us complete and whole. Dumnezeu ne-a făcut complet și ne-a făcut întreg. And said it is good. Și a spus că este bine. So at the center of that extraordinary narrative. Deci în centrul acestei narațiuni extraordinare. And at the center of the theology that we share. Și în centrul teologiei pe care o împărtășim. The problem is not sin. Problema nu este păcatul. The problem is self-forgetfulness. Problema este uitarea de sine. That's what leads us astray. Asta este ceea ce ne duce în altă parte decât unde ar trebui să mergem. In modern jargon, în jargonul modern, we call it ego. Îl numim ego. Imagining yourself to be something which you are not. Să-ți imaginezi că ești ceva ceea ce de fapt nu ești. But what is so beautiful about all these stories of missteps? Ceea ce este atât de frumos în toată această poveste a pașilor greșiți. By our spiritual ancestors in the Hebrew Bible. Pe care au făcut strămoșii noștri spirituali în Biblia ebraică. Is they teach us two things. Este că ne învață două lucruri. God is the God of love. Dumnezeu este Dumnezeul iubirii. As we chant in the liturgy. Așa cum o cântăm în liturgie. The lover of the world. Cel ce iubește lumea. And we are the bride of God. Iar noi suntem mireasa lui Dumnezeu. The second thing it teaches us. Al doilea lucru pe care ne învață. Is that sin is not the problem. Este că păcatul nu e problema. God is always inviting us back. Dumnezeu ne invită în mod constant înapoi. That's why at the center of the biblical and Christian faith is forgiveness. De aceea, în centrul credinței creștine și biblice se află iertarea. Not purity. Nu puritatea. It's a relief to me. Este o ușurare pentru mine. Since I am the chief of sinners. Din moment ce eu sunt cel mai mare păcătos.
The ecclesia includes all of these people. Biserica include pe toți acești oameni. With all of their wounds. Cu toate rănile lor. With all of their foolishness. Cu toate nebuniile lor. And every once in a while we glimpse that they have also received grace. Și din când în când întrezărim faptul că ziua aceea a primit și har. And then we come to the next layer. Și în sfârșit ajungem la următorul nivel. This is the complicated one. Nivel complicat. At least in the history of Christian thinking, it's complicated. Cel puțin în istoria gândirii creștine este ceva complicat. Is the ecclesia the Orthodox Church? Este biserica, biserica ortodoxă? Is the ecclesia the Roman Catholic Church? Este biserica, biserica romano-catolică? Is the ecclesia the Lutherans and Calvinists? Este biserica, poate biserica luterană? The Anabaptists, the Pentecostals, the Evangelicals? Evanghelică, penticostală. Who's the ecclesia? Care e de fapt biserica? And as I mentioned to you earlier, sometimes we think we are the ecclesia. Și după cum am spus la începutul prezentării, câteodată ne gândim că noi suntem biserica. For Maximus the Confessor, for the great church fathers and spiritual mothers, all of them, it seems to me, were well aware that the ecclesia is much larger than we can ever imagine. Pentru Sfântul Maxim Mărturisitor, pentru toți părinții bisericii și pentru toate mamele noastre spirituale, cred că a fost foarte clar că eclezia, biserica, este mult mai mare decât ne putem noi imagina vreodată. I assume you, like me, love the Orthodox Church. Maybe you don't. I don't know. Presupun că voi, ca și mine, iubiți Biserica Ortodoxă. I entered the Orthodox Church because I needed the prayer. Am intrat în Biserica Ortodoxă pentru că aveam nevoie de rugăciune. It's the greatest song in the world. Este cel mai frumos cântec din lume. And look what it does. Și uite ce poate să facă. In the liturgy, we begin by walking around the world. We gather up all those who travel, all those in prison, all those who rule, all those who are full of doubt. În liturghie ne adunăm cu toții, toți cei care ne suntem răspândiți prin toată lumea, cei care sunt în închisori, cei care conduc, cei care sunt plini de dubii, cei care călătoresc. Because at one time or another, we are all part of those particular groups. Pentru că la un moment sau altul, fiecare dintre noi suntem parte a unui grup, unui asemenea grup particular. We gather up the world and we hold it before God's grace. Adunăm în liturghia, în liturghie întreaga lume și o ținem înaintea harului Dumnezeu. And it's so interesting to me, we do it three times. Și e interesant pentru mine că o facem de trei ori. We do it to begin. Și o facem la început. And then we do it in the face of the gospel. Și apoi o facem în fața Evangheliei. Yeah, this word says something to all of these dimensions of human experience. Această lume spune ceva tuturor acestor dimensiuni ale experienței umane. And then we do it again and place it in front of the body and blood of Jesus Christ. Și apoi facem din nou și punem această lume în fața trupului și sângelui lui Iisus Hristos. And then we confess our sin. Și apoi ne mărturisim păcatele. We have an opportunity
to become conscious of how we miss life. Avem șansa să devenim conștienți de în ce măsură ne lipsește viața. Because sin, as I'm sure you know, although Romanians don't sin very much, do they? Pentru că păcatul, după cum știți, deși spune domnul profesor, românii nu păcătuiesc atât de mult. The words used in Hebrew and Greek for sin. Cuvântul folosit în ebraică și în greacă pentru păcat are archery terms. Sunt termeni care provin din trasul cu arcul. So the question is, how am I missing the mark? Așa că întrebarea pe care trebuie să ne punem este cum deratez ținta. And there is only one mark. Și există o singură țintă. It is life. Viața. Because God made us for life. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut pentru viață. Also, for me, as somebody who came into the Orthodox Church somewhat later, pentru mine, ca unul care am ajuns în biserica ortodoxă ceva mai târziu, one of the beautiful things about confession, unul din lucrurile frumoase despre spovedanie, is that it is public. Este faptul că e publică. In my little church in Canada, în biserica mea din Canada, we have lots of crazy people. Avem o grămadă de nebuni. I think it's one of the things I like about Orthodoxy. Asta e unul din lucrurile care îmi plac la Ortodoxie. It has a wide margin of mess. Are o marjă foarte mare de dezordine, de deranj. Yeah. The whole ship of fools is there. Întreaga corabie a nebunilor e acolo. It's very different than many churches. You know, many churches self-select. We only want rich people. We only want good people. We only want this. Multe biserici sunt foarte selective. Vrem numai bogați. Vrem numai oameni buni. Vrem numai din ăștia. How tedious. Ce tedious. Tedious. How boring. But there are some people in my church. Dar sunt anumiți oameni în biserica mea. That I appreciate, but their politics is awful. Pe care apreciez, dar politica lor este groaznică. And I remember the first time. Și mi-aduc aminte de prima oară. One of these men, who I had argued with a lot. Unul din acești oameni cu care m-am certat foarte mult. Goes at vespers to confession. Merge să se spovedească. And my heart broke. Și inima mea s-a frânt. I realized. Mi-am dat seama. I realized that I was looking at him through the eyes of his politics, which I did not like. Mi-am dat seama că mă uitam la el prin lentilele concepțiilor sale de viață pe care eu nu le suportam. And that he was a struggling human being like me. Și că era o ființă umană care își ducea propria sa luptă așa cum ne duceam eu. So I went up to him afterwards and kissed him, as we do. M-am dus la el și l-am salutat. He became new for me that night. A devenit nou pentru mine în acea noapte. So the gift of confession is not only when I confess. Așa că darul mărturisirii nu este doar atunci când eu confesesc. It's the opportunity to deepen your compassion for the whole of the human family. Este oportunitatea pe care o primești să-ți adâncești empatia, compasiunea pentru întreaga familie umană, pentru întreaga specie umană. So the work of the liturgy, the gathering that we have locally, așa că lucrarea liturgiei, adunarea pe care noi o facem acolo la nivel local, enlarges our world. Sporește, lungește limitele lumii noastre. When we realize that the whole of the human family suffers, când ne dăm seama că întreaga specie umană suferă, and we pray that they all seek healing.
Și ne rugăm ca toți să caute vindecarea. And we pray that when we look into their face, și ne rugăm ca atunci când ne uităm la chipurile lor, no matter what, orice s-ar întâmpla, no matter what they've done or what they believe, indiferent ce a fi făcut sau ceea ce cred ei, we look with the eyes of mercy. Să ne uităm cu ochii îndurării. I love the mercy word. Iubesc cuvântul îndurare, milă. In the Catholic Church, the beautiful Catholic Church, they say mercy a few times. În Biserica Catolică, frumoasa Biserică Catolică, in the liturgy, milă de câteva ori în timpul liturgiei. And they say justice many times. Și spun dreptate de multe ori. Frightens me a bit. Mă sperie puțin. In the Lutheran Church, we say mercy once and justice a lot. În Biserica Luterană, frightens me. Biserica Luterană spune milă o singură dată și de foarte multe ori dreptate, ceea ce iarăși mă sperie. I don't pretend to know what God's justice is like, but I'm sure I don't like it. Nu pretind ca știi cum arată dreptatea lui Dumnezeu, dar cu siguranță nu-mi place. I do know what God's mercy is. Cu siguranță știu. And I am so grateful for it. Cu siguranță însă știu cum arată mila lui Dumnezeu și sunt recunoscător pentru ea. The word mercy, the root word, Eleison, rădăcina cuvântului milă, is the name for the olive tree. Este numele copacului măslinului. Because in the ancient world, olive oil was the primary medicine. Pentru că în lumea antică, uleiul de măsline era medicamentul cel mai răspândit. When you have a wound, you anoint it with olive oil. Când aveai o rană, ungeai cu ulei de măsline. It purifies and it aids healing. Purifică și ajută la vindecare. And that's what happens with confession. Și asta se întâmplă cu spovedania. We receive the oil of gladness on the wounds of our life. Primim acest ulei al bucuriei pe rănile vieții noastre. The wound is healed and suppleness is restored. Suppleness. You know what suppleness is? The ability to move easily. Ah, okay, suppleness, yes. Rana este vindicată și suplețea este restabilită. That is our experience in part of resurrection. Asta este, până la urmă, experiența noastră parțială a învierii. We get up from the death of sin, ne ridicăm din moartea păcatului, and welcome the world again. Și îmbrățișăm lumea din nou. What a gift at the center of our spiritual life. Ce dar în centrul vieții noastre spirituale. The liturgy cultivates our capacity to see the world. Liturgia ne cultivă această capacitate a noastră de a vedea lumea. Since at the liturgy in my little parish, as I said, we have all kinds of people. Din moment ce la liturghie, cel puțin în mica mea parohie, după cum am spus, avem tot felul de oameni. It is itself an icon of the human family. Ea este practic o reprezentare, o icoană a speciei umane. And it is an icon of the human family not because they all believe the same thing. Și este o icoană a familiei, a speciei umane, nu pentru că toți cred același lucru. And certainly not that they all behave the same way. Și cu siguranță nu pentru că toți se comportă în același fel. God loves difference. Dumnezeu iubește diferența. That's why he made the world. De aceea a făcut lumea. There are two of these great icons in our church. Există două astfel de icoane minunate în biserica noastră. That when we come, we adore them. În așa fel încât atunci când intrăm în biserică le venerăm. You know this better than I. Știți asta mai bine decât mine. You come into the church, you go to the tetrapod, to the icons. Mai intrați în biserică, mergeți la icoane. And beside the icon of Jesus Christ.
și lângă icoana lui Iisus Hristos, you make the sign of the cross, face semnul crucii, and you pray. Și vă rugați. What is that prayer? Ce este această rugăciune? Jesus Christ is the fullness of the being of the human. Iisus Hristos este deplinătatea ființei umane. That's why in Greek, de aceea în greacă, it says the being. Se spune the being. Ființa. I give thanks for being. Aduc mulțumire that I am in the world. Pentru ființă, pentru faptul că sunt în lume. That my children are in the world. Pentru faptul că copiii mei sunt în lume. That my enemies are in the world. Că dușmanii mei sunt în lume. For all being. Pentru întreaga ființă. And then on the other side, we have the icon of the Theotokos. Și de cealaltă parte avem icoana Maicii Domnului. And she is always shown, of course, with the Christ child. Și întotdeauna este reprezentată cu Iisus copil. I call this the icon of the human vocation. Eu numesc asta icoana vocației umane. We are all of us, men and women, and all children. Suntem cu toții, bărbați, femei și toți copiii. We are all of us called to be who she is. Suntem cu toți chemați să fim ceea ce este ea. She is the birth giver of divine love into the world. Ea este cea care dă viață iubirii divine în lume. And that is our vocation. Și asta este vocația noastră. And it is our capacity. Și e capacitatea noastră. To be a birth giver of divine love in the world. Să fim capabili să dăm naștere iubirii divine în lume. The ecclesia, the little manifestation of the ecclesia that we gather in on Sundays to worship. Biserica, această mică, măruntă manifestare a bisericii, faptul că ne adunăm duminica pentru a aduce slujire, seeks to cultivate within us caută să cultive în noi the transfigured life. Viața transfigurată. So that we can be truly present. În așa fel încât să fim cu adevărat prezenți. To all we meet in life. Tuturor celor pe care îi întâlnim în viață. That we can be like Jesus Christ, blessing everyone we meet. Încât să putem fi ca Iisus Hristos, binecuvântând pe fiecare pe care îl întâlnim. And like Jesus Christ, healing. Și ca Iisus Hristos să vindecăm. Everyone we meet. Pe fiecare pe care îl întâlnim. Because the great medicine of healing. Pentru că minunatul dar al vindecării. Is communion. Este comuniunea. It is the communion we receive when we go for communion. Este comuniunea pe care o primim atunci când mergem să primim Euharistia. And that, of course, is an icon of the communion that we are to participate in always. Și asta, sigur, este o reprezentare, o icoană a comuniunii în care suntem chemați să participăm întotdeauna. It calls us to and gives us the capacity for entering into communion with every person we meet. Ne cheamă și ne dă capacitatea să intrăm în comuniune cu fiecare persoană pe care o întâlnim. Including our enemy. Inclusiv dușmanii noștri. We turn enmity to empathy. Noi transformăm astfel inamicizia în empatie. Alienation
to friendship. Alienarea în prietenie. So the ecclesia is the way the Holy Spirit gathers us together. Biserica, până la urmă, este modul în care Duhul Sfânt ne adună la oaltă. In moments of communion, în momente de comuniune, wherever they may be, oriunde ar fi aceste momente. Part of what Father Theophan has asked us to think about tonight. O parte a ceea ce Părintele Teofan ne-a cerut să reflectăm în această seară. Is the challenge of modern life. Este provocarea vieții moderne. To the church. Față de biserică. I would like to flip it around. The church doesn't challenge modern life. Biserica nu provoacă, nu este o provocare la adresa vieții moderne. It offers the newness of life in the midst of the sorrows and struggles of modern life. Plinătatea vieții în mijlocul luptelor și a nefericirilor vieții moderne. There are many challenges that I think we should reflect on and think about, but I'm only going to mention just a little bit about a couple of them. Sunt multe provocări la care cred că ar trebui să reflectăm, dar voi menționa doar câteva dintre acestea. And then I would like to hear from you. Și apoi mi-ar place să aud câte ceva de la dumneavoastră. I don't know if this is an issue here in Romania. Nu știu dacă asta este o problemă aici în România. But in my country and indeed in my church, it is an issue. Dar în țara mea și în biserica mea este o problemă. A lot of people and very good people, mulți oameni și oameni care sunt oameni buni, seem to have been confused. Par să fie oarecum confuzi. They think that the church is a spiritual fraternity. Ei văd biserica ca pe un fel de fraternitate spirituală. A fraternity of like-minded people. O fraternitate a celor care gândesc la fel. But the church is an ecclesia. It's a gathering. Dar biserica este eclezia, este o It's the whole of the human family. Este întreaga familie umană. The great variety of difference. Marea varietate a diferențelor. And it is not afraid of the struggle that goes on there. Și nu este frică de luptele care pot apărea acolo. Your Eminence, is so lovely to be in your presence. Eminență, mă bucur să mă aflu în prezența voastră. The great gifts we are given. Darurile mari pe care noi le dăruim. The spiritual disciplines that we are given through the church. Disciplina spirituală pe care o dăruim prin biserică. And how our pastors cultivate those gifts for us. Modul în care preoții noștri cultivă aceste daruri pentru noi. All those spiritual disciplines lead us to a greater understanding and presence to the ecclesia, to the gathering.
toată această disciplină spirituală ne conduce spre o mai adâncă înțelegere a bisericii, a ecleziei, a adunării. The first of those disciplines is prayer. Prima dintre aceste reguli de disciplină spirituală este rugăciunea. Prayer has several dimensions to it, as I'm sure you know. Rugăciunea are mai multe dimensiuni înglobate în ea, după cum sunt sigur că știți. There is praise. There is petition. Există rugăminte, există laudă. But it seems to me one of the deepest dimensions of prayer, dar îmi pare mie că una din cele mai adânci dimensiuni ale rugăciunii, which our church fathers and spiritual mothers have spoken about, despre care părinții noștri ai bisericii și mamele noastre spirituale au vorbit, and the monastic tradition has masters of, iar tradiția monastică a dat maestrii acestei discipline, is that prayer which helps you empty yourself. Este acea rugăciune care te ajută să te golești. Of all your fear, de toate temerile, and all your desires. Toate dorințele tale. So there is space for the indwelling of the Holy Spirit. În așa fel încât să se creeze spațiu pentru pătrunderea Duhului Sfânt. For the indwelling of the Spirit that makes all things whole. Pentru sălășluirea Duhului care face toate lucrurile complete, întregi. Prayer quiets the mind. Rugăciunea liniștește mintea. Empties the heart. Golește inima. Cultivates your capacity for presence. Îți cultivă capacitatea de a fi prezent. The kind of presence that Jesus Christ was the teacher and model of. Genul de prezență pentru care Iisus Hristos a fost învățător și a fost totodată și model. You know, in much of the world today, or at least some of it, the church has lost a lot of its presence. După cum știți, în multe din părți ale lumii de astăzi, biserica a pierdut mult din prezența ei. But what is curious and worth considering, dar ceea ce este curios și merită reflectat la asta, and it was pointed out to me by my old friend Yaroslav Pelikan. Și mi-a fost indicat mie de către vechiul meu prieten Yaroslav Pelikan, the great historian of Christian ideas. Marele istoric al ideilor creștine. He said that in our age some of the church has lost its prestige. A spus că în epoca noastră unele biserici au mai pierdut din prestigiu. But Jesus Christ has become a person of interest to the whole world. Dar Iisus Hristos a devenit o persoană, un punct de interes pentru întreaga lume. And I think the reason is obvious. Și cred că motivul este evident. We meet no one like Jesus Christ in all of literature. Nu mai întâlnim pe nimeni ca Iisus Hristos în întreaga literatură. The person who is present to each human being that he meets. Persoana care este pe deplin prezentă pentru fiecare ființă umană pe care o întâlnește. And that presence is deeply human and completely divine. Iar această prezență este profund umană și complet divină. It heals. Vindecă. It blesses. Binecuvântează. And part of why Jesus Christ came is to help us understand that capacity is also in us. Și unul din motivele pentru care Iisus Hristos a venit este să ne ajute să înțelegem că această capacitate există și în noi. God made us for presence. Dumnezeu ne-a făcut pentru a fi prezenți. I want to bring this to an end and hear from some of you who might be interested in talking. Aș vrea să mă îndrept către sfârșit și să aud câte ceva de la dumneavoastră, de la cei care ați dori să luați cuvântul. I am grateful when I think of your patriarch's work. Sunt recunoscător atunci. On behalf of the life of the world, when I think of His Eminence the Archbishop. Today we were at the medical school and
In our world, where we have the emerging of genetic science and a whole range of profound ethical issues, it is so significant to have leadership that calls forth the finest thinking about what it means to be human in the face of challenges to what it means to be human like the human family has never seen before. So this work on behalf of the life of the world is such an important thing to do. Sunt recunoscător. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Pardon. I'm sorry. I'll do it again. Yeah, in shorter pieces. Profesor David Goa este recunoscător pentru munca prefericitului patriarh și lucrarea sa despre viața lumii. On behalf. Cum a dus lumea, apropierea bisericii de la. Apropierea bisericii de la. Din implicare în lume sau apropierea bisericii de lume. Apropierea bisericii de lume. De asemenea, este recunoscător părintelui arhiepiscop. A fost astăzi în mijlocul studenților de la Facultatea de Medicină și se pare minunat faptul că biserica are astăzi lideri, are astăzi oameni care, în fața unor provocări care vin dinspre știință, dinspre tehnologie, dinspre genetică, în lumea de astăzi, provocări care poate sunt fără precedent, are astfel de oameni care sunt capabili să intre în dialog cu vârfurile din aceste domenii și să încerce să construiască punți. I am so grateful when I see leadership within the church and the rest of the society also speak about and care about the fragility of our fragile earth. Sunt bucuros când văd lideri în interiorul bisericii și a întregii societăți care sunt dispuși să vorbească până la urmă despre fragilitatea pământului nostru fragil, a planetei noastre fragile. I had the pleasure of being with His All Holiness Patriarch Bartholomew in June. Am avut plăcerea de a mă întâlni cu Preasfințitul Patriarh Bartolomeu, Prefericitul Patriarh Bartolomeu în iunie, where he gathered together a remarkable group of scholars and scientists and policy writers and journalists, unde a adunat la oaltă mai mulți oameni de știință, jurnaliști, creatori de politici publice, to think about climate change, care să se reflecteze asupra schimbărilor climatice. What was pulled forward was this. Ceea ce s-a scos în evidență a fost următorul lucru. War. Război. Refugees. Refugiați. Poverty. Sărăcie. Climate change. Schimbări climatice. Are all of a piece. Sunt toate. They're part of each other. Sunt fiecare parte a celelalte. The remarkable people that spoke over those 3 days. Oamenii remarcabili care au vorbit în acele 3 zile. Each speaking about a little piece of this puzzle. Fiecare vorbind despre o bucățică mică din acest puzzle. Each of them spoke in terms of a deep particular kind of understanding. Fiecare au vorbit în lumina unui anumit tip particular de înțelegere. Some of them spent their time blaming corporations. Unii și-au petrecut timpul dând vina pe corporații. Some of them spent their time saying science and technology will be our salvation. Alții și-au petrecut timpul încercând să ne convingă că știința și tehnologia vor fi mântuirea noastră. And some of them were apocalyptic to the point that you thought you should go out and end your life right now. Iar unii dintre ei aveau un discurs apocaliptic până la punctul în care îți trecea prin cap că poate ar trebui să ieși afară și să-ți pui capăt vieții chiar în acel moment. What was lovely to see. Ceea ce a fost încântător de văzut. And it is a gift that we have in our hierarchy. Și este un dar pe care îl avem în ierarhia noastră. And in our clergy. Și în clerul nostru. What was lovely to see was that the patriarch
was not apocalyptic. Ceea ce a fost încântător de văzut a fost faptul că patriarhul n-a avut un discurs apocaliptic. Appreciated science and technology, but did not see it as salvation. Era capabil să aprecieze știința și tehnologia, dar nu o vedea ca o mântuire. Laid the blame on no one. Nu a dat vina pe nimeni. And then diagnosed the spiritual disease. Și apoi a pus diagnosticul bolii spirituale. These issues are a spiritual disease. Toate aceste probleme sunt părți ale unei boli spirituale. It has simply to do with human greed. Toate au legătură cu lăcomia umană. And then he said with great optimism, we created it, we can change it. Și a spus apoi cu mare optimism, noi le-am creat, putem să le și schimbăm. This is God's world. Asta este lumea lui Dumnezeu. We need to spend our time helping people see how beautiful it is. Trebuie să ne petrecem timpul încercând să facem pe oameni să înțeleagă cât de frumoasă este. And then there will be a capacity to act properly. Și apoi vom avea capacitatea să acționeze în conformitate. So all of these challenges present themselves. Toate aceste provocări s-au prezentat. But the church calls us all together. Dar biserica ne cheamă la the great ecclesia. Marea biserică. And blesses us. Și ne binecuvântează. And invites us to the deepest recovery of who we are as God's, as the bearers of God's image. Și ne invită la cea mai profundă recuperare a ceea ce suntem cu adevărat chip și asemănarea lui Dumnezeu. And we are invited to bless and heal the world. Și suntem invitați să binecuvântăm și să vindecăm lumea. To live without fear. Să trăim fără frică. Without accusation. Fără acuzații. To exercise forgiveness and compassion and mercy. Să exersăm iertarea, compasiunea și mila. To live the life. Să trăim viața. Of communion. O viață a comuniunii. Thank you. Mulțumesc. Sunteți invitați la un dialog cu domnul profesor David Goa. Dacă doriți să puneți întrebări sau să faceți comentarii, sunteți bineveniți. Schimb cu părintele? Schimb cu părintele pe mai oameni? I have personally never known Romanians to be shy. Nu mi-am dat seama niciodată că românii sunt timizi. What is the church to you? Ce reprezintă biserica pentru dumneavoastră? Well, some of you say just a little bit about what the church is to you. Ar trebui să spuneți câte ceva despre ce reprezintă biserica pentru dumneavoastră. Până ei se vor gândi, aș dori să comentați o afirmație lui Ion Gură de Aur. Please make a comment on the saying of St. John Chrysostom. Biserica este icoana veacului ceva să vină. The church is the icon of the future kingdom. Kingdom, yeah. And time. Yeah. Yeah. Olam haba. Yeah. So, ca. Please make a comment on it. Oh. He was such a remarkable human being. I was in Constantinople just 4 days ago.
Am fost în Constantinopol în urmă cu 4 zile. And I always go looking for his footsteps. Și întotdeauna încerc să caut pașii Sfântului Ioan Gură de Aur acolo. He had such a wonderful sense of the presence of God's kingdom. Sfântul Ioan a avut un sentiment extraordinar al prezenței împărăției lui Dumnezeu. So this comment that Father Theophan has placed before us is a beautiful description of what I experience at the Divine Liturgy. Astfel încât acest comentariu pe care l-a citat Părintele Teofan în fața noastră e ceea ce eu am simțit în timpul Sfintei Liturghii. Some have talked about how in the liturgy heaven descends to earth. Unii au vorbit despre faptul că în timpul liturgiei cerul coboară pe pământ. And that may be so. But for me, the eternal illuminates all of the life of creation. Și lucrurile pot sta așa, dar pentru mine eternitatea luminează toate lucrurile din lume. It cultivates within me a bit more capacity to see the divine presence in all that I meet. Aceasta cultivă în interiorul meu capacitatea de a vedea prezența divină în tot ceea ce întâlnesc. So, I'm satisfied. I'm very glad, Mr. Professor, to meet you for the first time. Father Teofan, we have the joy to have you here in Arad. You're not for the first time in Romania. Yes, well, right. Yeah. De curând am avut un eveniment în țara noastră, acum în toamnă, un referendum pentru a schimba un articol din Constituție spre a defini noțiunea de familie, căsătoria dintre bărbat și femeie. Recently we had a referendum in Romania about changing an article in the Constitution of the country defining the marriage as a relationship between man and wife. Vorbeați despre biserică la modul general, în ultimele fraze. You said something about the church in your last sayings, generally. Românii au fost intoxicați cu multe idei cu privire la acest referendum, la ceea ce trebuia să se întâmple, să se rezolve și cum să se rezolve, încât evenimentul, din păcate, s-a dovedit a fi unul negativ pentru biserică și pentru familie. So the Romanians have been intoxicated. And finally, there was a negative result of the referendum and a negative reaction against the church and the family. Nu a fost validat. The referendum was pe internet, pe internet circulă o mulțime de informații despre ceea ce se întâmplă peste ocean în Canada. On the internet, there are many information about what's happening above the ocean in Canada. Trăiți în Canada. Eu am vizitat Canada și am văzut câte ceva din His Eminence visited Canada and acest saw minunat continent. Something of this beautiful continent. Însă, but acolo guvernul canadian a legiferat căsătoriile dintre bărbați și bărbați, femei și femei. But there the Canadian government make it lawful, to be legal, the marriage between man and man. Iar creștinii care refuză să vășească un serviciu acestor cupluri, să ofere un serviciu. And the Christians that refuse to offer a certain service to right. such a couple right. sunt acuzate de discriminare. Are accused of right. discrimination. Yeah. Vă rog să povestiți audienței
câteva, please tell to the audience a few, sau să spuneți câteva sfaturi cu privire comparativ la situația dintre Canada și România. Advices regarding a comparison regarding the situation in Romania and in Canada. Situația practică a creștinilor cu privire la familie acolo și ceea ce ați observat la noi în România. So the practical situation of the Christians over there and what you have noticed in Christianity here in Romania. Sure. Thank you. I do not know Romania well, obviously. Desigur că nu cunosc România atât de bine. I think I know my country pretty well. Cred că îmi cunosc țara foarte bine. So a couple observations. Astfel încât vreau să vă ofer câteva observații. I was first here back in, I think it was 1998. Cred că prima dată am fost aici în România undeva în 1998. And I primarily went to monasteries, women's and men's monasteries. Mers în primul rând la mănăstiri de bărbați sau de călugărițe. I found out about the period, the communist period, and the challenges that faced the church and the monasteries during that period. Și am aflat despre provocările la care au trebuit să facă față mănăstirile în timpul perioadei comuniste. I was shocked at the number of young people in monasteries. Am fost pur și simplu șocat de numărul mare de tineri din mănăstiri. And they were so keen, and our discussion so rich. Și aceștia erau atât de entuziasmați, iar discuțiile noastre erau atât de bogate. So what I saw was a renaissance. Și ceea ce am văzut eu era o renaștere. From a period where the church was having difficulty, it had come back with great energy. Dintr-o perioadă în care biserica avusese foarte multe dificultăți, a ieșit aceasta cu foarte multă poftă de viață. There is nothing like this in my country. Nu există nimic asemănător în țara mea. Not all churches, but many of them are being people are leaving them. În foarte multe biserici asistăm la un fenomen de părăsire a acestora din partea credincioșilor. Curiously, Orthodox churches are ones that continue to grow. În mod interesant. Very interesting. Și curios, biserica ortodoxă din Canada continuă să crească numeric. So I'll speak to the specific issue in a minute. Astfel că imediat o să abordez acest subiect specific. We have to realize that context makes a pretty big difference. Trebuie să ne dăm seama că contextul în care se desfășoară lucrurile face diferența. As to what the possibilities are. Vis-a-vis de posibilitățile care există. So let me speak about the Canadian situation. Permiteți-mi să vorbesc puțin despre situația din Canada. During the debate, the public debate about changing the marriage law. În timpul dezbaterii publice cu privire la schimbarea legii căsătoriei, something very sad happened. S-a întâmplat ceva extrem de trist. I don't know who is to blame for it. Nu știu cine ar trebui să fie responsabil și să fie vinovat de asta. I see it as a tragedy. Dar o văd ca o tragedie. Journalists would go to two or three members of the clergy. Jurnaliștii mergeau la doi sau trei membri ai clerului. One was a bishop in my province. Unul dintre aceștia era episcop în provincia mea. A good fiery Irish bishop. Catholic bishop. Un catolic irlandez extrem de bun. And then they would also go to several evangelical clergymen. Și mergeau de asemenea la câțiva clerici evanghelici. And they would want to get them to speak about this challenge. Jurnaliștii provocau să vorbească despre această temă. And then on the other side, the journalists would go to activists within gay lobby groups. Pe de altă parte, acești jurnaliști mergeau la activiști din grupurile gay, LGBT. Here is the tragedy.
Și aici este elementul tragic. There was an opportunity here, it seems to me. Mi se pare că aici a existat o ocazie to actually speak about the meaning of marriage. De a vorbi de fapt despre semnificația căsătoriei. You know, one of the beautiful things about the orthodox understanding of marriage. Unul dintre lucrurile frumoase vis-a-vis de înțelege modul în care ortodoxia înțelege căsătoria is that marriage is seen as a covenant. Este faptul că această căsătorie este văzută ca un legământ between a woman and a man, între o femeie și un bărbat, to help each other become holy, care trebuie să se ajute unul pe celălalt să devină sfinți, to help each other become holy. Acesta este sensul ca ei să se ajute să devină sfinți. It surely isn't first and foremost about sex. Desigur că nu este vorba întâi de toate despre sex. The tragedy is that this good Catholic bishop and these evangelical pastors, they simply responded to the gay lobby group, which argued human rights, equality, and they all reduced it to sex. Tragedia constă în faptul că atât episcopul romano-catolic, cât și pastorii evanghelici, în loc să vorbească despre căsătorie, au vorbit exclusiv din perspectiva drepturilor omului și au redus toată tema la problema sexului. I did quite a lot of public conversation around that issue at the time. La acel moment am avut o sumedenie de intervenții publice pe subiect. I don't know the implications of what I am now going to say for you and for Romania. Nu știu care ar fi implicațiile a ceea ce urmează să spun acum pentru dumneavoastră și pentru România. But it certainly had implications in my country. Dar în țara mea, cu siguranță, a avut implicații. Civil marriage. Going and getting a license to get married. Căsătoria civilă și anume acest certificat de căsătorie pe care îl obținem de la primărie is a death covenant. Este un legământ al morții. The state has an interest in the proper transfer of property. Statul este interesat de transferul proprietății. When somebody dies or when there is a divorce. Atunci când cineva moare sau avem de a face cu divorțul. The state, at least Canada, doesn't bless anything. Statul, cel puțin în Canada, nu binecuvintează nimic. The state marriage is not sacred. Căsătoria civilă nu este sacră, sfântă. Marriages in the church, what are they about? Are they about death? Dar căsătoria din biserică, despre ce este vorba acolo? Of course not. Este vorba despre moarte? Desigur că nu. I mean, the finest marriage in all of the Christian family is the Orthodox marriage. Beyond question. It's the most beautiful. Cea mai frumoasă nuntă, cel mai frumos ritual de căsătorie din întreaga lume este, desigur, cununia religioasă ortodoxă, fără îndoială. But even in the simplest evangelical and fundamentalist church. Dar chiar și în cele mai simple și fundamentaliste biserici evanghelice, where they do not believe marriage is a sacrament, chiar și acolo unde acestea nu văd căsătoria ca fiind o taină, un sacrament, they still think it is God's blessing. Totuși cred că este binecuvântarea lui Dumnezeu. So to me the tragedy was that this debate offered an opportunity to speak about the spiritual meaning of marriage. Pentru mine tragedia a constat în faptul că s-a ratat oportunitatea de a discuta despre semnificația spirituală a căsătoriei. And it became a kind of fight. Și a devenit un fel de luptă. Based on Leviticus 20. Bazată pe Levitic capitolul 20. Leviticus. The book of Leviticus. 20. Yeah.
pe cartea Levitic. So, what do you think of this? I mean, is there more that you would like me to talk about? What do you make? Toți se gândesc la acest lucru. Majoritatea ortodoxă, creștină, normală, este acuzată că discriminează minoritatea. The Orthodox are accused that they are discriminating the minority. S-a ajuns în Canada. Yeah, I know. And the fear is that we will be like in Canada. Esența răspunsului. So, yeah. Like a more specific answer. No. Well, at its foundation, this is a debate about religious freedom and equality, about two really important human rights. Ca fundament, această dezbatere este una despre libertate și egalitate, despre drepturile omului. Calitatea vieții. The gay and lesbian community argue equality. Comunitățile we want marriage too. Acestea LGBT cer egalitatea and, și ele au pretins căsătoria. And others in the religious community say, hold on here. Religious freedom is a kind of ultimate freedom. It's the highest freedom. Dar alții în comunitățile religioase au spus libertatea religioasă este libertatea ultimă, cea mai înaltă. And it is certainly the case. Și cu siguranță că este așa. That because of this we have substantial political action. Iar în această cauză avem o acțiune politică substanțială, consistentă. To not allow religious communities to exercise their own understanding in their own sphere. Și care încearcă să împiedice comunitățile religioase să-și exerseze libertatea de conștiință în cadrul propriei lor sfere de activitate. We have a current case about a law school that an evangelical university wanted to build. Avem un caz recent vis-a-vis de o facultate de drept pe care o biserică evanghelică dorea să o fondeze. And they have a covenant that if you come to that school, you must not engage in sexual activity unless you're married as a man and a woman. Și aveau acești evanghelici un fel de contract că nu trebuia să ai activitate intimă decât dacă erai căsătorit. So most of the lawyers in Canada and they have boards to certify lawyers, they got together and they said, no, we will not accept any lawyer that graduates from this school. We won't give him a license. Și cei care avocații și oamenii de lege din țară s-au decis să nu recunoască niciun absolvent al acelei facultăți de drept. So this is a very big issue and deeply problematic. Extrem de importantă și problematică în același timp. So here's what I wonder. Mă gândesc la următorul aspect. What would have happened in Canada if the religious communities, who, including evangelicals, who have a license from the state to marry people? Ce s-ar fi întâmplat în Canada dacă aceste comunități religioase, inclusiv evanghelice, care aveau permisiunea din partea statului să căsătorească oameni. Clergy can sign a marriage certificate, but so can secular courts. Deci clerul putea să semneze un certificat de căsătorie, la fel ca și autoritățile de stat, primăriile.
What would have happened if all of the clergy and the churches together, this is now 25 years ago, had taken their license from the state? Because your license to marry people from the state is a license to do the state's work, not to do the church's work. You have that through your ordination. What would have happened if they'd taken their license from the state? Ce s-ar fi întâmplat dacă și-ar fi luat licențele, permisiunea din partea statului? And given it back. Și ar fi restituit-o statului. And simply said, I'm sorry, we no longer will marry you for the state. We will marry you under God. Și ar fi spus, noi de acum nu mai putem să facem căsătoria civilă, vă căsătorim doar în numele lui Dumnezeu, religios. Now it's too late for that, but I wonder if that would have meant. Asta a fost în urmă cu 25 de ani, astăzi e prea târziu, dar ce ar fi însemnat asta? That the lobby groups would have had far less leverage in this debate. I wonder, I don't know. Mă gândesc că poate cei care făceau lobby pentru promovarea acestor mișcări noi n-ar mai fi avut atâtea argumente de partea lor. So, okay. Thank you, sir. It's you are right to be concerned that this is a wedge. Aveți dreptate să fiți preocupat. Acest aspect e la limită. But I would hope and pray. Dar mă rog și sper. I would hope and pray that you can find ways in the debate. Că veți găsi acele căi de comunicare în dezbatere. To bring forth the best of the gospel. Încât să aduceți înaintea oamenilor cea mai bună parte a Evangheliei. And not simply react. Și nu doar să reacționați. To the terms that are given by this political movement. În fața termenilor pe care îi propun această mișcare politică. Aș vrea să continui puțin ideea preasfințitului și să o nuanțez cu un exemplu concret. A concret exemplu related to this issue. În vara aceasta am stat de vorbă cu o doamnă, cetățean canadian de origine română. This summer he spoke with a Canadian Romanian woman of Romanian origins. Care mi-a spus că în Canada, which said that in Canada este foarte greu să facă educație religioasă copilului său. It is very difficult to provide RE education to his child, to her pentru child. Pentru că chiar și în sânul familiei, because even in the frame of the family, există un ochi al statului, there is an eye of the state, dintre vecini, dintre cunoscuți, the neighbors, people who know, educatori the la grădiniță, the kindergarten, care la un moment dat o pot acuza, which can accuse her, că își indoctrinează religios copilul, indoctrinating the child, și că astfel autoritatea ei de părinte, and that her authority as a parent, este afectată, diminished, și tot modelul familial pe care ea l-a primit în România, and is a family model that she received in Romania, este grav de natural. It is affected. Rugăm pe domnul profesor dacă ne poate confirma această realitate. Do you confirm this reality? Or și dacă și care este situația educație religioasă în școlile publice din Canada. And what's the situation of RE, religious education in public schools in Canada? Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Well. back in 1950. În 1950, in the public school system, în
sistemul public de școală. There was a dramatic change. A avut loc o schimbare dramatică. Up to 1950, până în 1950, the public school system was largely Protestant. Sistemul de învățământ public era în mare măsură protestant. The study of history would include issues having to do with religion and the church. Studierea istoriei includea până în anii 50 chestiuni legate de biserică și de istoria bisericii. They would say the Lord's Prayer in the church or in the school. Școală spuneau o rugăciune a Tatăl nostru. Many things like that. Foarte multe lucruri de genul acesta. And then we had a parallel system, which was the Catholic system. Și apoi exista un sistem paralel care era cel romano-catolic. It also received public money. Și acesta primea finanțare de la stat. And in the Catholic system there was catechesis. Dar în sistemul de învățământ catolic se făcea cateheză. So in 1950, în anii 50, with the advent of modern psychology, odată cu progresul psihologiei moderne, I think particular perspectives on the psychological conditions of children became central to a reshaping of the educational system. A devenit central o anumită perspectivă psihologică cu privire la educarea copilului. And then we began a dramatic kind of censorship. Și în acel moment a intervenit o puternică cenzură dramatică. I like to say when I debate with my colleagues at the university. Îmi place în cadrul polemicelor mele cu colegii din universitate. Who imagine themselves to be very liberal. Care își imaginează and tolerant, că ei sunt foarte liberali și toleranți. And who are deeply secular. Dar care sunt profund secularizați. I say to them, there is only one book that is truly censored in Canadian schools and you are not allowed to bring it into the school. Există o singură carte care e cu adevărat cenzurată în sistemul public de învățământ și ți se interzice să o duci în școală. And it is the Bible. Și este Biblia. Now, this is curious. Lucrul ăsta e foarte curios. Because if you think of the human family, pentru că dacă te gândești la familia umană, if we look at tribal groups in Africa. Dacă ne uităm la triburile din Africa. The many cultures of villages in India. La foarte multe culturi sătești din India. 17th century France. La Franța secolului al 17-lea. If you can find the right words to ask this question. Dacă găsești cuvintele potrivite ca să adresezi aceste întrebări. There would be the same answer in all of these situations. Ai primi același răspuns în toate aceste situații. The question is to parents and to communities, what is the most important thing you teach your children? Întrebarea care se adresează părinților și comunităților este următoare. Care este cel mai important lucru pe care ați dori să-l predați, să-l transmiteți copiilor dumneavoastră? And the answer would be a chorus that would ring around the world. Iar răspunsul ar însemna o diversitate de fapt de răspunsuri. The most important thing I teach my children. Cel mai important lucru despre care le vorbesc copiilor mei is the central stories of my culture and my faith. Este vorba despre povestirile centrale care aparțin credinței și culturii din care fac parte eu. So I think our situation is genuinely bizarre. Astfel încât realmente cred că situația noastră este bizară, ciudată. At the same time, în același timp, I don't know where your friend was in Canada. Nu știu prietena dumneavoastră din ce parte a Canadei era. If she is in Quebec, the large
French-speaking province in Canada. Dacă trăia în Quebec, parte majoritar franceză, she may have reason to be concerned. Ar putea avea suficiente motive să fie îngrijorată. In Quebec, they've done something very curious. În Quebec au făcut ceva extrem de curios. The state has developed a RE curriculum. Statul a dezvoltat o curriculă pentru ora de religie. And it says this is the only curriculum you can teach and you must teach it. Și a spus aceasta este singura curriculă pe care o puteți să o învățați și trebuie să o predați pe aceasta. And that whole curriculum is shaped through the lens of human rights. Și întreaga curriculă este modelată prin prisma drepturilor omului. Through the lens of equality, not freedom of religion. Prin prisma egalității, nu a libertății religiei. So we now have many court cases about it. Astfel încât avem foarte multe procese care se judecă pe tema asta. In the rest of Canada, I think it would be an exaggeration. În restul Canadei, cred că ceea ce i s-a întâmplat dumneaei ar fi o exagerare. Satisfied? Doamna, care a pus întrebări. Tell us a little bit, please, about Mircea Eliade. Oh! You know everything about him, don't you? Știți totul despre el, nu-i așa? The last days, it's a story. The story of his journalism. Yes, I will just tell you one brief account of several hours that I spent with him at the University of Chicago. A să fac un scurt rezumat care a rezultat în urma câtorva ore petrecute împreună cu Mircea Eliade în Universitatea din Chicago. I have talked to Romanians in the past who love him as a great Romanian. Am vorbit mai de mult cu români care îl iubeau pe Mircea Eliade ca fiind un mare român. But the fact that he was a historian of religions, not of orthodoxy. Dar faptul că acesta preda istoria religiilor și nu era un profesor de teologie ortodoxă. And for a variety of reasons, they seemed to me to assume that and fear, I think, that maybe he was a kind of atheist or something like that. Iar aceștia cumva se temeau că acesta putea să fi devenit ateu sau ceva de genul acesta. I was in his office. We were talking. Am fost prezent în biroul său. Discutam. We were actually talking about the cosmic Christ. Vorbeam de fapt despre Hristos cosmic. You know, he said in a lecture a week before. În urmă cu o săptămână spusese în cadrul unui curs. He said the cosmic Christ was known in my Romania 3,000 years before Jesus of Nazareth was born. Hristosul cosmic fusese cunoscut în România înainte cu 3000 de ani ca Iisus din Nazaret să fie născut. This really caught my attention. Și lucrul acesta mi-a captat atenția. So I wanted to talk with him. Am dorit să vorbesc cu el. At this point in my life, I could say, well, that could be a quote from Maximus the Confessor. În acest moment al vieții mele, aș putea să spun, ei bine, ceea ce a spus Eliade a fost un citat din Sfântul Maxim Mărturisitorul. But at that time, it was just a surprise. Dar în acel moment n-a fost pentru mine decât o surpriză. A New York Times journalist came to his office. A venit un jurnalist, un reporter de la ziarul New York Times. He'd scheduled an interview. Și a programat un interviu. I got up to leave. Eu eram pe punctul de a ieși din birou. And he said, no, David, stay. Și Eliade mi-a spus, no, David, te rog să rămâi. He was justly suspicious of journalists.
El era pe bună dreptate suspicios. So, I think he wanted me to be a shield if he needed it. Vroia ca eu să fiu acolo un fel de scut în cazul în care avea nevoie de mine. So they talked for about an hour and the journalist recorded this. Au discutat aproximativ o oră, iar jurnalistul a înregistrat discuția. And it was a interesting and provocative conversation, largely about religion and modernity. Și a avut loc o discuție interesantă, în mare măsură, despre relația dintre religie și modernitate. When the journalist finished, he packed up his recorder. În momentul în care jurnalistul a încheiat și a împachetat magnetofonul, casetofonul, magnetofonul, and then he suddenly turned to Professor Eliade. Și dintr-o dată s-a întors către profesorul Eliade, using an old journalist trick. Folosind o șmecherie veche jurnalistică. You pretend you're not talking anymore. Te prefaci că nu mai vorbești. So you can get the gotcha question. Astfel încât să pot să-i adresez întrebarea care înseamnă te-am prins. He said, and I quote, Professor Eliade, do you believe in God? Și a spus, și citesc acum, domnule profesor Eliade, credeți în Dumnezeu? It is the only time that I saw him with even an inkling of anger. Este prima dată când l-am văzut în privire cu un licăr de mânie, de supărare. He was quiet for a moment and then he looked at the journalist. A tăcut pentru o clipă și apoi a privit spre jurnalist. And he was a person who always respected the people he was talking to. El era omul care întotdeauna îi respecta pe cei cu care vorbea. But on this occasion, I think it slipped a bit. Dar cu această ocazie, cred că i-a scăpat puțin. He said, young man. Și a spus, tinere. You do not know of what you speak. Habar nu ai despre ce vorbești. You are speaking of a mystery beyond measure. Tu vorbești despre o taină dincolo de cuget. It is from you a vulgar question. Și din partea ta este o întrebare extrem de vulgară. Let me assure you. Lasă-mă să te asigur. If I ever speak about that. Că dacă voi vorbi vreodată despre acest. It will not be to you. Nu va fi în fața ta. What I glimpsed in that, and I'm so happy I was there. Întrezărit în acest răspuns și sunt așa fericit că am fost prezent. Because I knew this from his lectures and his books. Știam asta din cursurile și cărțile sale. But this was a vivid encounter with it. Dar aceasta a fost o întâlnire vie cu ceea ce știam. He writes about the sacred things. Eliade scrie despre lucrurile sacre, despre, you know, with a grasp that nobody else has ever had or will ever have. Cu o profunzime pe care n-a avut-o niciodată și poate nu va avea niciodată. And he knows that Adonai, the God of all creation, și el știa că Adonai, Dumnezeul întregii creații, is beyond the sacred things. Este chiar și mai presus de sacru, de lucrurile sacre. Is the mystery beyond measure. Este taina mai presus de orice măsură. And when you speak of it, și când vorbești despre aceasta, when we speak of it, când vorbim noi despre aceasta, we need to take our shoes and socks off, like Moses. Trebuie să ne descălțăm de sandale, precum a făcut-o Moise. So part of this is the American context. Astfel încât o parte din ceea ce s-a întâmplat e dată de contextul american. I don't think he ever really adjusted to the American context. Nu cred că
s-a acomodat realmente vreodată la contextul american. Because in the American context you have many religious people. Căci în contextul american ai parte de mulți oameni religioși. Mostly Protestant and evangelical, and I don't mean to pick on them. Majoritatea protestanți și evanghelici, nu vreau să mă raportez greșit la ei. When they speak of God, they speak of him like he's their uncle. Dar atunci când aceștia vorbesc despre Dumnezeu, vorbesc despre, ca și cum ar vorbi despre unchiul lor. Or their pal or something. Pal. Friend. Sau despre prietenul lor. And I think his response was in part because he knew that and he saw this question like that. Și în parte răspunsul lui Iliade cred că se datorează tocmai faptului că și-a dat seama că are această mentalitate. So whatever you may think of him and his work, indiferent ce credeți despre persoana și opera sa, I know, știu, that he had a profound sense of the holy. Știu că Iliade avea un simț adânc al sfințeniei. Thank you. Adorat asistență, îmi dori în încheiere să mulțumim pentru prezența Preasfințitului Părinte Eminean Chișar, Episcop Vicar, Arhiepiscop de Radu-i mijlocul nostru. Totodată mai repede cunoștință pentru că Părintele Vasile Pop ne-a primit astăzi aici. Și în ultimul rând, mulțumim la Preasfințitului că a acordat binecuvântarea fierească ca Iisusul Profesor David Boa să propusească în Arhiepiscopia noastră. Vă mulțumesc tuturor și vă așteptăm și altă dată la manifestări pe care Centrul Cultural Pastoral Sfântul Irac Nicolae le va organiza. Mulțumesc din inimă! Mulțumim oaspeților noștri dragi pentru această seară frumoasă și cred că de uitat pe care v-aș ruga să o legați de începutul postului Crăciunului și de ziua de astăzi, 16 noiembrie, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Sigurat că ceea ce s-a spus, acele cuvintele Domnului Profesor, sunt niște direcții de reflexie și de meditație la care vă veți gândi și chiar dacă acum poate din cauza unei târzii sau a oboselii nu o realizăm, dar sigur că ceea ce s-a spus aici va fi pentru fiecare dintre noi un prilej de meditație. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru participare. Mulțumesc pe Sfinția voastră pentru că v-ați găsit răgazul să fiți împreună cu noi. Mulțumesc Părintelui Protopop, părinților profesori de la Facultatea de Teologie, Părintelui Decan. Mulțumesc domnului director al liceului din cartierul nostru. Celorlalți, fiecare după îndelenicirea și numele dumneavoastră, mulțumesc dumneavoastră bunilor noștri credincioși. În asentimentul cărora în mod sigur mă aflu, dacă ca o pare de expresie a mulțumirii și prețuirii noastre, o să îi înmânez domnului profesor ca să nu ne uite, să își aducă aminte de noi o icoană cu Maica Domnului, o icoană bizantină, pe care să o pună unde crede dânsul, dar pe care să o considere ca un dar de suflet al nostru. Vreau să primiți această icoană și vă doresc toate lucrurile. Încheiem cu un cuvânt de binecuvântare în noaptea Sfințitului, după ce vom intona
ascultarea de noi este Dumnezeu. Unul este Dumnezeu, înțelegeți neamul și vă plecați, Doamne, duce-ți la mizan, poți să folosim o tirată.